Stimate domnule prim-ministru, stimate doamne, domnișoare, stimați domni, dragi colegi vinificatori, spun în premier acest lucru, fiindcă am luat și o decizie să fiu împreună cu voi în acest proces frumos de altfel. Am decis să încep și eu să produc vin moldovenesc, care este cel mai bun vin din lume. Totodată vreau să mulțumesc tuturor celor care au muncit și nu puțin, pentru ca să avem în Republica Moldova, atât la nivel instituțional, dar și la nivel de reglementare, condiții pentru ca în acest domeniu, care trebuie să fie și exemplar, să avem pe de o parte regulă, dar pe de altă parte să oferim oportunități pentru a produce vin de calitate. Vreau să vă doresc și eu să aveți parte de sărbători fericite și să aveți un an care vine cât mai bun. Mulțumesc!